Peste 56% din beneficiarii ajutoarelor de la Uniunea Europeană din municipiul Suceava și-au ridicat deja pachetele. Ceilalți pot ridica pachetele până pe 15 ianuarie. Cel puțin așa preconizează șeful administrației publice locale că se va încheia această acțiune. În prezent se lucrează la o listă suplimentară care va fi trimisă spre aprobare prefecturii Suceava, urmând ca și restul de beneficiari să intre în posesia pachetelor cu ajutoare alimentare. Am reușit și am dat în prezent 56% din aceste ajutoare, respectiv la 3.589 de persoane, din cele 6.234 persoane care aveau dreptul, 5.758 de cutii din 12.672. Deci, pe românește avem adus marfa cu aceste ajutoare pentru toți cei care sunt în lista inițială, pentru 6.234 de persoane. Am făcut acele tabele și n-am avut niciun fel de incident. Oamenii știu că în ziua respectivă noi vrem să facem în ordine alfabetică, dar e mai complicat în ordine alfabetică. Deci avem deja programați câte 460 pe zi până pe data de 12 ianuarie. Noi estimăm ca undeva până pe 15 ianuarie să putem să finalizăm cu aceste ajutoare. Încă o dată spun, față de ce am văzut prin alte părți, eu zic că a fost ordine, oamenii n-au dat navală, buluc, știau cei care sunt prezenți în ziua respectivă. Mulțumesc poliției locale, celor la jandarmi care ne-au ajutat. Până în prezent a fost ordine și dacă dă Dumnezeu și merge așa, sperăm ca undeva în jurul datei de 15 ianuarie să finalizăm aceste ajutoare pentru cei care sunt în lista inițială. Se lucrează la o listă suplimentară. O listă suplimentară care va fi avizată de către prefectură. La acea listă suplimentară intră cei care n-au fost în lista inițială, care au dreptul între timp la aceste ajutoare. În urma discuțiilor avute la prefectură, nu vor mai veni acele cupoane prin poștă. Repet, pe bază de tabela aprobată de prefectură, se va distribui și la cei pe listă suplimentară. Sunt asemenea situații, știu că au venit oameni și la mine, îi rog să aibă răbdare, asta este legea, în primul rând li se dă la cei care sunt pe tabelă și mergem mai departe la prefectură să aprobăm lista suplimentară.